Ilie Van, președintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România, afirmă că producătorii români au redus prețurile după ce în țară au intrat în ultimele luni mari cantități de carne, în special din Polonia și Olanda, după ce Rusia a interzis importurile din Uniunea Europeană. Orice reducere de preț de acum încolo se va face sub costuri și va însemna falimente ale producătorilor. Dacă nu se reduce TVA la carnea de pui, în piață vor urma insolvențe și situația se va agrava, a mai spus Van. Asociația Română a Cărnii a transmis o scrisoare deschisă Parlamentului în care se solicită ajutorul direct în vederea scăderii TVA la carne cu 5%. Încasările la bugetul de stat teoretic vor scădea, practic vor crește pentru că evaziunea nu va mai fi așa de rentabilă, de-aia 5% e chiar mai avantajos. Al doilea, concurența fiind foarte mare și consumul redus, toți procesatorii vor scădea prețul exact cu TVA-ul, nu-l iau eu, TVA-ul îl dau statului. Deci nu voi încerca să maschez printr-o creștere artificială a prețului. Voi încerca să rezist pe piață. Deci consumatorul va beneficia de produse care vor scădea, în cazul nostru, de 9% cât s-a promis, cu 15%. O ieftinire cu 15% a produselor alimentare ar fi mână cerească pentru consumator și implicit pentru noi. Potrivit patronatelor din domeniu, TVA la nivelul de 24% încurajează nu doar evaziunea fiscală, ci și competiția neloială. Producătorii și procesatorii români de carne au profituri din ce în ce mai mici, mai ales după reducerea taxei în Ungaria, la 5% pentru carnea de porc. Asociația Română a Cărnii avertizează că frauda este de aproximativ 13 miliarde de euro. Din păcate, nici 10% din TVA nu este colectat și astfel statul este păgubit în fiecare an cu 600 de milioane de euro.